Salutare mea bun, bine v-am găsit la emisiunea cu piese pe care trebuie să le știi. O altă emisiune pe YouTube care nu o să-ți schimbe viața, dar măcar e posibil să-ți pare interesantă dacă îți place muzica, în principiu. 10 piese pentru tine, super de bun simt, super ascultabile, super ascultate și câteva mici fecțuri despre acestea. Prima piesă este Lift Me Up de la Moby. Moby e un artist care face muzică electronică în zona techno, în principiu zona techno și cam atât. Are o grămadă de albume, iar piesa asta, Lift Me Up, e oarecum în zona indie, în zona rock, nu este chiar electronică, e foarte mișto, ba chiar în videoclip, cântă cu niște tobe în spate, cu niște instrumente. Băiatul la refren zice ceva, Lift Me Up, Lift Me Up, Higher Up Ana, sau Ama. Ideea a pornit de la zeitățile care au un sunet ah sau a, la final, la modul Buddha, Allah și Jehova, probabil. Și băiatul a vrut să facă chestia asta că i s-a părut lui mișto că toate zeitățile astea sună cu acel sunet și a zis să zică ceva la refren care e posibil să nu prea știe sau nu se prea înțeleagă ce se zice acolo. I s-a părut lui ideea bună treaba asta. Piesa apare pe albumul Hotel, lansat în 2005, e foarte mișto albumul, eventual ascutați. l A doua piesă este Killing in the Name de la Rage Against the Machine. Dacă știi piesa cu o step de Tulcea sau piesa de la, mă rog, remixul de la Floricica Năsătoare cu Să vă fie rușine! E posibil să știți sigur și piesa asta. S-a făcut un 93 și este vorba cumva despre polițiștii care polițiștii în SUA care sunt niște membri cu clux clan sau ceva de genul ăsta. Coperta de pe care albumul ăsta este un călugăr vietnamez care s-a incendiat pe sine însuși. Tot așa prin anii 60-70 la niște revolte pe acolo, are un context istoric toată treaba asta. Piesa e foarte controversată, are câteva înjurături în ea. De fiecare dată când băieții erau chemați la radio să cânte piesa asta, spuneau, nu, 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 nu o să o cântăm cu jurături. Și bineînțeles că se întâmpla lucrul ăsta. O cântau cu jurături, piesa având totuși un succes destul de mare în ritmul ăsta. Adică ei mereu tot erau chemați și le mereu șolau luau că băieții cântau mereu cu înjurăturile pe Piesa apare și în sau trecut din GTA San Andreas și în o grămadă de filme. La treia piesă este Red Red Wine de la UB40. Iubi foarte o trupă pe care o asculta și Mike când era pe timpul lor. Nu mi-am baterie. Uh, inițial piesa a fost scrisă și cântată de Neil Diamond din 1967. Piesa asta a apărut în 1983. Și piesa pe care a scris-o Neil Diamond apare pe albumul Just For you". Uh, în clipul piesei nu se bea vin, după cum s-ar crede. Bineînțeles, că piesa este despre vinul care îți rezolvă ție toate treburile și îți neacă amarul și nu știu ce. În clip nu se bea vin, se bea bere. Din, clipul a fost filmat într-un bar din Birmingham, prin Marea Britanie. Și chiar barul era cu specific cu bere cel puțin și nu aveai voie să bei vin. Mă rog, clipul s-a tras cu, cu chestia asta în spate. Piesa a fost pe locul întâi și în Marea Britanie și în SUA. Și este una foarte mișto. Dacă vrei să dai o ascultare, dai pentru că a fost foarte mișto la vremea Următoarea piesă este Where is my mind de la Pixies. Pixies este o trupă de rock alternativ, oarecum, în zona punk se mai duce câteodată. Piesa asta, dacă ai văzut filmul Fight Club, apare la final și mai apare și în o grămadă de filme. ideea i-a venit cântărețului în timp ce el făcea snorkeling prin Caraibe. Snorkeling e porcăria aia în care te bagi sub apă și vezi peștișori. Și artistului, să mă rog, solistului care a compus piesa asta, i s-a părut interesant cum îți dai seama care e suprafața apei după cum merg bulele de suprafața apei. Și că un pește îl urmărea și nu știa exact de ce. Atât de absurd, asta e explicația lui. Exact asta, cum, cum ți-a zis eu acum cu toată farazarea asta, exact așa a zis el. De ce nu știe despre ce e vorba? După cum și zice, majoritatea pieselor lor sunt foarte absurde, nici nu știe exact care ar fi sensul, probabil și piesa asta este la fel. Ideea e că el, în timp ce era în dormitor și zângănea la chitară, a ajuns la dat la riful ăsta și găgica sa care a ajuns să fie și nevasta să i-a zis, bă, asta vezi că e mișto, încearcă să termin piesa asta. Că altfel și că n-ar fi terminat-o niciodată. Deci noroc de găgica sa care a zis, termină prostule piesa asta că e mișto. Și aparent e foarte mișto. Piesa e din 88, aparent. Următoarea piesă este P.I.M.P. de la 50 Cent. Piesa e din 2003 și apare pe primul album al artistului, Get Rich or Die, Trying. Un album foarte mișto, foarte de bun simț, care a rupt la vremea lui. Uh, piesa a mai fost refăcută într-un fel de remix, ceva, prin 2008, de o trupă, Bacau Rhythm and Steel Band, care e făcută cu niște instrumente mai africaniși. Deci exact aceeași piesă sună foarte africani. dar e mișto, e instrumentale foarte foarte fain. P.I.M.P. nu mai are sens să mai zicem ce e, e vorba despre pește. Clipul are două versiuni, versiune cu fătuci, altă versiune fără fătuci. Și am zis că e și, și Snoop Dog prin clip pe acolo, o să vezi eventual, clipul cel puțin îl știi sigur. Următoarea piesă este Would You de la Touch and Go. E posibil să știi sigur piesa asta, că ai văzut-o prin filme sau ai văzut-o prin reclame, cred că probabil ai văzut-o, dar cel mai probabil prin filme. E un saxofon la refren, nu are sens să-l cânt acum, dar e foarte mișto. Versurile iară nu știu cine știe ce, e doar o voce de femeie care tu zice I notice you around și la final, exact înainte de refren, zice Would you go in bed with me? și ideea e că vocea asta de femeie a fost trasă, mă rog, a fost semplată dintr-un studiu psihologic. Din am înțeles eu, se făceau niște studii psihologice prin anii 80-90 și probabil au găsit băieți niște înregistrări și au semplat vocea asta femeie care s-a părut mișto. Probabil studiul avea legătură cu relațiile interumane, sexuale și tot așa următoarea piesă este This is America de la Childish Gambino. Un lucru mai puțin cunoscut de specialiști Gambino e că el și-a luat numele dintr-un generator de nume rep. Beatul a intrat pe internet, este un site în care generează nume de rapper și a apărut Childish Gambino și-a luat pe asta. Piesa e din 2018 și după cum zice și artistul, 80% din piesă ce a fost făcută aproape în două ore și următoarea, cel, acel 20% ca să termine piesa, a mai durat încă vreo 2 ani. Că Pe s-a terminat-o băiatul în vreo 2 ani. Și că a fost foarte lung procesul ăsta de creare a piesei. Ideea e că începe cu un fel de refren mai gospel și după câteva secunde intră și Gambino cu strofa în care e un trap, e un beat complet acolo, e o mișto e mișto. Ideea e că piesa a fost lansată în 2018, cred că pe 5 mai, exact în ziua în care el prezenta Saturday Night Live. Saturday Night Live e o emisiune în fel de în puii mei 5.0 a americanilor și în fiecare săptămână mi se pare că cheamă câte o vedetă ca să prezinte emisiunea și ceeași vedetă joacă în o grămadă de sketch cu ei. Că SNL e SNL, e de sketch -uri. Și băiatul și-a lansat piesa exact în ziua aia. Și a fost foarte controversată pentru că, na, vorbește despre corupție și despre alte pizerite de prin America. Învătoarea este Immigrant Song de la Led Zeppelin, piesa apărut 1970 a apărut în o grămadă de filme, este coloana sonoră a unui serial francez numit 50 Minutes Inside, a apărut și în școala de rock, e tot un film și la School of Rock, deci am înțeles, actorul care a cântat piesa asta a tras piesa cu un public live și apoi a trimis registrarea celor de la Led Zeppelin și a implorat să lase bucata aia să poată să folosească piesa aia. Și evident că l-au lăsat. Ca morală că niciodată nu trebuie să fii prea mândru ca să te rogi de cineva să îți facă o favoare. Aparent i-a mers. Că asta mai pare și în Torac Noroc. Dacă îți place seria Marvel, la port în 2017 și ăla. Și din câte am înțeles, piesa ar fi la mișto, oarecum. Că oamenii nu prea știau că ei fac muzica la mișto și o la destul de în serios. Piesa despre vikingi. E... Ideea e că nu se ia foarte în serios piesa și probabil fanii care au văzut versurile au zis, bă, ăștia vorbesc despre ceva acolo. De fapt nu vorbeau despre nimic, era totul la mișto. A, nu, a este New World Water de la Mozdev, Mozdef este un rapper foarte de bun simț dacă îți place repul, Dacă nu-ți place nu e de bun simț. Piesa asta a apărut pe un album numit Black on Both Sides. Asta e un album de bun simț pe care trebuie să-l asculți. Mă rog, piesa e de despre corupție, manipulare, în principiu partea mai puțin vorbită a Americii. Dar e un beat foarte fain, e una dintre cele mai șmechere piese ale lui și una dintre cele mai șmechere piese de produse vreodată. Iar ultima piesă este Take Me Home Country Rose de la John Denver. Dacă îl știi pe Gil Dobrică cu Hai acasă, hai cu mine, este exact piesa asta. Da, este exact piesa asta, că mai întâi John Denver a făcut piesa, după aia Gil Dobrică a făcut piesa lui. piesa a în 1971, a fost super la modă în viața ei. Mă, peste microfon. A, a fost foarte la modă în viața ei și prin 2021, 4 iulie, când e ziua Americii, a devenit un pic mai ieșită în lume piesa asta. După ce Mark Zuckerberg a postat un clip cu el în timp ce mergea cu surf, cu o placă de surf și flutura un steag american. Evident că tot clipul ăsta a ajuns memabil, s-a dus peste tot. Eu nu l-am văzut, probabil tu l-ai văzut. Dar asta ca să vezi că piesa asta nu s-a dus chiar într-un anonimat de la funebru și a mai rămas un pic, adică mai, mai știe lumea de piața, e foarte mișto, e indiș, e, e liniștită, e mișto, băiatul cântă fain și hai acasă, hai cu mine, sună la fel de mișto. Asta au fost cele 10 piese pe care trebuie să le știi. Posibil să fi fost un pic mai incoerent azi, dar nici că le editez. Îl las așa. Azi e joi, cel mai probabil că nu o să pun clipul ăsta. Mâine, la 12 noaptea, cel puțin așa îmi propun la 12 noaptea, să scot al patrulea album, o după amiază în Franța, un album cu 20 de piese, în principiu bituri. De eventual o scotare pe toate platformele pe care le ascult tu, Spotify, Apple Music, Deezer și toate mizerile. Pe YouTube probabil o să apar un pic mai târziu, că o să le pun la ore mai, mai de dimineață, eventual. Și da, cam, cam, asta ar fi în plan. Să, să scot la 12 noaptea mâine, cum ar fi. Și dimineața să-l scot și să-l pun și pe YouTube, pe platforma asta. Asta a fost clipul, nu o să mă mai lungesc. Te invit pe radio.mes.com, radio, radio online pe care l-am cu muzică super diversă, inclusiv minunățiile astea de piese. Iar pe Instagram, radio.mes, la story, în fiecare zi pun câte 10 întrebări de cultură generală ce sigur nu o să te în viață. Sigur nu o să te facă mai deștept, sigur nu o să te facă mai șmecher. E posibil să te, să facă un pic mai interesant la o conversație la bere. Intră acolo și vezi ce se întâmplă, oamenii mai răspund. Facem și noi ceva frumos pe acolo, pentru căpșorul ăsta nostru. Ne vedem data viitoare, eu am fost Răzvan Harag, ceau!